Salut și bine venit la acest canal! M-am gândit să discut un pic azi despre prețul curentului electric, pentru că se tot anunță scumpiri, se tot anunță scumpiri și vreau să vedem un pic cam ce ar putea urma. Nu sunt date calculate de mine, sunt date luate dintr-un articol, dar cumva sunt relevante pentru că sunt fapte și calcule și nu e ceva așa scris de presă că o să crească sau explodeze curentul electric, cum face de obicei presa. Articolul în cauză este ăsta, noi culmea de prețul energiei electrice în piață, și spune că ce Oltenia, adică unul dintre furnizorii de producătorii de energie electrică din România, a vândut energie pentru anul viitor la preț de aproape 2000 de lei per megawatt. Asta înseamnă că a vândut la 2 lei per kilowatt preț de vânzare în bandă. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că prețul ăla la care îl cumpără el curentul electric respectiv furnizor se mai adaugă accize, se mai adaugă transportul, se mai adaugă pierderi. Așa, și vedem un pic mai jos, mă duc imediat în articol, mai închid din reclamele astea după aici, dar vedem în articol că au fost puse la dispoziție 4 pachete, da? Pentru fiecare pachet s-a licitat de la 1400 de lei, ăla a fost prețul de la care a plecat, dar știți că se licitează pe bursa de energie astfel de pachete și un pachet de 10 MW bandă, deci practic 87.000 de megawatți a fost ajudecat de furnizorul EON Energie la prețul de 1,99 de lei pe megawatt, da? La 1900 de lei pe megawatt, înseamnă 1,99 lei pe kilowatt, da, ca să luăm rotund așa. Un alt pachet la 1987 de lei, altul la 1758 de lei, da? Așa. Ce înseamnă toată treaba asta? Înseamnă că astea sunt pachetele și valoarea cu care ei au cumpărat acest curent electric. Bineînțeles că ei trebuie să-l transporte până la furnizorul final. V-am zis că există și pierderi, mai există poate și furtișaguri, mai există și alte lucruri care se pun. Și dacă facem un calcul așa pentru EON, da? Practic fără profit, deci fără ca această companie să facă profit, ar trebui să vândă energia clienților săi cu tot cu tarife și taxe la prețul de 2,8 lei pe kilowatt. Da? Asta vorbim de curentul de la anul. Este vorbim de curentul de la anul în condițiile în care statul nu subvenționează acest curent. Dar eu mă îndoiesc că statul va putea subvenționa curentul să fie 2 lei și să plătească 80 de bani pe kilowatt statul român la toți furnizorii de energie să acopere diferența de bani. Nu știu. Vedem, am văzut că statul nu mai are bani și caută prin tot felul de legi și modificări fiscale să atragă mai mulți bani la bugetul statului. În condițiile astea nu știu cât vor fi. La fel, în condițiile în care lucrurile stau destul de prost cu piața asta de energie și cu războiul din Ucraina, lucrurile pot să meargă prost. Pot să meargă și bine, pot să fii și optimist. Dacă se termină cumva războiul din Ucraina și Ucraina știu că practic făcea niște teste pentru a se lega rețeaua națională și ei cam au energie acolo, cam au niște reactoare nucleare, s-ar putea să avem măcar curent mai ieftin, să zic așa, la iarnă, că la iarnă ne interesează în mod special, și poate și la anul, dar nu mă aștept la, adică mă aștept la un 2 lei ce orice ar fi, adică și cu subvenție și dacă lucrurile merg bine, un 2 lei pe kilowatt tot mă aștept la anul eu personal ca și calcul, da? Ok, de vedeți că ăsta ar fi calculul și practic la 2,8 lei pe kilowatt ar trebui să vândă EON la anul ca să fie pe zero, nu măcar să facă câștig. În condițiile astea, eu vă sfătuiesc că ar trebui să vă luați panouri fotovoltaice, ar trebui să investiți în ele, oricum s-a crescut prețul lor și se aude că din toamnă va crește și mai mult prețul panouri fotovoltaice. Dacă nu ai bani de investi în așa ceva, probabil ai putea să-ți iei un sistem micuț cu 3-4 panouri, 6 panouri, adică nu ceva foarte mare, un invertor, o chestie care să te ajute să reduci factura la curent. Contează și asta. Adică nu trebuie să fii ca mine off-grid, nu trebuie să ai o instalație foarte mare, dar uneori și 3 panouri care produc energie cu electrică și te ajută să scazi factura la curent, poate fi un beneficiu, mai ales în condițiile în care ați văzut că și subvențiile se aplică în anumite condiții. Condiții care mi se par foarte bune din punctul de vedere, adică dacă cheltuiești până 100 kW pe zi, ai un pe zi pe lună, ca consumator casnic mă refer, nu ca consumator industrial. Consum până 100 kW pe zi pe lună, ai un preț. Consum până în 200, ai alt preț. Consum peste 300, nu mai ai subvenții, că n-are rost să mai ai subvenții, da?
Așa. E, și atunci poate tu într-o lună consumi 220 de kW și poate tot mai ai 20 de kW, îi acoperai cu aia 3 panouri și erai sub 200 de kW, aveai un preț subvenționat, aveai un preț mai mic la energie electrică. Așa că eu vă sfătuiesc să faceți orice sistem fotovoltaic, oricât de mic, pentru că va scădea factura de energie și vă va, pe termen lung, eu zic că vă va aduce câștiguri, nu neapărat în bani, dar eu zic că merită, da? Nu mai știu care sunt prețurile acum la panourile fotovoltaice și cât au crescut, dacă într-adevăr nu s-au dus la cer, dar oricum mai sunt pe piața de second hand, sunt destule panouri, am văzut, sunt o fel de oferte, 200-300 de lei un panou, 400 de lei uneori, depinde de panou, depinde de vechimea lui, depinde de starea lui, depinde de multe chestii, dar v-am zis, cu 2-3 mii de lei, ceea ce nu se pare o sumă mare, poți să încropești de un mic sistem fotovoltaic, astfel încât să scadă și mai mult consumul de energie, adică să scadă consumul de energie și să eviți prețurile care urmează, pentru că e clar că urmează o scumpire și e clar că prețul energiei va crește cel puțin la an. Cam ăsta a fost episodul de astăzi, sper că ți-a plăcut, undeva în stânga și în dreapta vor apărea și episoade mai vechi, sper să-ți placă și alea, nu uita să dai un subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Aștept și un like la acest episod dacă ți-a plăcut și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!